Misterele Parisului de Eugène Sue. Citește Carmen Dumitriu. Partea 1, capitolul 1. Taverna. La 13 decembrie 1838, într-o seară ploioasă și rece, un om de statură atletică, purtând o bluză veche, trecea podul zarafilor și ajungea în centru, într-un labirint de străzi întunecate, strâmte și cotite, care se întinde la Palatul de Justiție până la Biserica Notre-Dame. Cartierul Palatului de Justiție, foarte delimitat, foarte supravegheat, servește totuși drept loc de întâlnire și de adăpost răufăcătorilor din Paris. Nu e oare ciudat, sau mai curând fatal, ca o nestăpânită atracție să-i facă mereu pe acești criminali să graviteze în jurul cumplitului tribunal care îi condamnă la închisoare, la ognă, la eșafod? În noaptea aceea, deci, vântul sufla puternic, furișindu-se într-un fel de ulicioare ale acestui lugubru cartier. Lumina slabă, pâlpâitoare, a felinarilor clătinate de vânt se oglindea în râulețul de apă negricioasă care curgea prin mijlocul cald a râmului plin de mâl. Casele, de culoarea noroiului, aveau ferestre puține, cu cercevele putrede și aproape fără geamuri. Poteci negre și infecte duceau către scări și mai negre și mai murdare și atât de drepte, încât de-abia le puteai urca, ținându-te de o funie de puț prins în zidurile umede prin bilciuge de fier. Parterul acestor case era ocupat de tarabele cărbunarilor, ale mățarilor sau ale vânzătorilor de carne stricată. Deși mărfurile erau de mică valoare, aproape toate vitrinele acestor plăvălii mizerabile aveau gratii de fier. În așa măsură le era negustorilor teamă de cutezătorii hoți din cartier. Omul despre care vorbim, intrând în strada Bobului, din centrul cartierului, își încetini mult mersul. Ce simțea ca la el acasă? Noaptea era adâncă, apa cădea în șiroaie și răbufnirile de vânt și ploaie biciuiau zidurile. În depărtare, orologiul Palatului de Justiție suna orele 10. Femeile adăpostite sub ganguri boltite, întunecate și adânci ca niște peșteri, fredonau niște refrenuri populare. Una din aceste creaturi, o tânără fată, era de bună seamă cunoscută de omul despre care vorbim, pentru că, oprindu-se în fața ei, o prinse de braț. Bună seara, cuțitarule, rosti fata. Acesta, de mult certat cu justiția, căpătase porecla de cuțitar încă din pușcărie. Tu ești guristo, spuse omul cu bluză. O să-mi plătești basamacul, că de nu te fac să joci tontoroiul. N-am nicio lețcaie, răspunse tânăra tremurând, căci acest om băga groaza în cartier. Dacă punga ți-e goală, hrăpăreața de la tavernă o să-ți dea pe datorie, de dragul mutrei tale. Doamne, dar îi mai datoresc chiria pe straiele astea pe care le port. A, mai faci și nazuri, strigă cuțitarul și trântine norocitei, pentru neric și la întâmplare, o lovitură de pumn atât de puternică, încât fata scoase un țipă de durere. Deocamdată numai atât, fata mea, și asta ca să știi ce te așteaptă. De-abia rostise aceste vorbe, că banditul scoase un strigăt însoțit de o înjurătură cumplită. A, m-ai înțepat, ticăloasă, m-ai zgâriat cu foarfecele tău. Și furios se luă după guristă care fugise pe poteca întunecată. Nu te apropia, că-ți scot ochii, spuse ea pe un ton hotărât. Nu ți-am făcut nimic, de ce ai dat în mine? Îți pun eu acuși, strigă banditul, înaintând mereu în beznă. Aha, te-am prins și ai să-mi o plătești, adăugă el, apucând cu mâinile sale mari și puternice încheietura unei mâini subțiri și delicate. Ba, tu ai să-mi o plătești mie, se auzi un glas bărbătesc. Un bărbat! Tu ești braț roșu? Răspund odată și nu mă strânge așa tare. Mă aflu pe poteca locuinței tale. Nu poți fi decât tu. Nu e braț roșu, se auzi glasul necunoscutului. Bine, pentru că nu ești de-al nostru, o să se lase cu mustărie, strigă cuțitarul. Dar a cui e lăbuța asta pe care am prins-o? E perechea celeilalte. Sub pielea gingașă și moale acestei mâini, care îl prinsese repede de gât, cuțitarul simți că se încordau nervi și mușchi de oțel. Gurista, refugiată în fundul aleii, urcase repede câteva trepte. Se opri o clipă și strigă către apărătorul ei necunoscut. O, mulțumesc, domnule, că mi-ai luat partea. Cuțitarul m-a bătut pentru că n-am vrut să-i plătesc părachiul. M-am răzbunat, dar n-am putut să-i fac prea mult rău cu foarfeca mea. Acum, că sunt în siguranță, lasă-l în pace. Dar ai grijă de dumneata, că acesta e faimosul cuțitar. Groaza pe care o răspundea acest om era cumplită. Ei, nu mă auzi? Îți spun că ăsta e cuțitarul, repetă gurista. Și eu sunt un bătăuș care nu se prea teme de altul, spuse necunoscutul.
Apoi se lăsă tăcerea. Timp de câteva secunde se auzi doar zgomotul surd al unei lupte înverșunate. Vrei să te spintec? Strigă banditul, făcând o mare sforțare pentru a scăpa de adversarul lui, care părea înzestrat cu o putere neobișnuită. Bine, bine, o să-mi o plătești! Și pentru guristă și pentru tine! Adăugă el scrâșnind din dinți. Da, în monedă de pumni, răspunse necunoscutul. Dacă nu dai drumul cravatei, îți mănânc nasul, mormăi cuțitarul cu glas înăbușit. Am nasul cam mic, amice, și nu-l poți vedea bine. Atunci vin o sufelinar. Vin, răspunse necunoscutul. Ne vom putea privi în albul ochilor. Și, repezindu-se spre cuțitar, pe care îl strângea mereu de gât, îl împinse până la poarta aleii și l-a zvârlit cu putere în stradă, abia luminată de pâlpâirea felinarului. Cuțitarul se poticni, dar, revenindu-și imediat, se aruncă furios asupra necunoscutului, a cărui statură foarte mlădioasă și subțire nu trăda deloc puterea uriașă de care dispunea. Cuțitarul, deși de o constituție atletică și deosebit de dibaci, într-un fel de încăierare numită în popor savată, adică box cu picioarele, își aflase, după cum se spune, nașul. Necunoscutul îi puse o piedică cu o minunată îndemânare și îl dădu de două ori peste cap. Nevoind nici acum să recunoască superioritatea adversarului, cuțitarul reîncepu atacul urlând de furie. Atunci, apărătorul guristei, schimbându-și dintr-o dată tactica, făcu să cadă pe capul banditului o grindină de lovituri de pumn atât de tari, de parcă ar fi fost aplicate cu o mânușă de fier. Aceste lovituri de pumn, care ar fi stârnit invidia și admirația lui Jack Turner, unul dintre cei mai renumiți boxeri ai Londrei, erau de altfel atât în afara regulilor savatei, încât cuțitarul fu amețit de două ori. Pentru a treia oară, banditul căzu pe calda râm ca un bou răpus, gemând. Mai dat gata! Dacă se dă bătut, nu-l ucide! Ai milă de el!" îl rugă gurista, care cât timp ținuse lupta, se avântase pe aleea casei lui Braț Roșu. Apoi adăugă, mirându-se. Oare cine sunteți? Afară de învățătorul nostru, nu e nimeni în stare, începând din strada Saint-Éloi până la Notre-Dame, să-l bată pe cuțitar. Îi mulțumesc mult, domnule! Vai, dacă n-ați fi fost dumneavoastră aici, m-ar fi stâlcit în bătaie!" Necunoscutul, în loc să răspundă femeii, îi asculta cu atenție glasul. Niciodată urechea lui nu înregistrase o voce mai dulce, mai proaspătă, mai asemănătoare sunetului unui clopoțel de argint. Încercă să-i vadă fața guristei, dar nu izbuti. Noaptea era prea adâncă și lumina felinarului prea slabă. După ce rămase câteva clipe nemișcat, cuțitarul își întinse picioarele, apoi brațele și în sfârșit se ridică în capul oaselor. Ia seama!" strigă gurista, refugindu-se din nou pe alee și trăgându-l de braț pe ocrotitorul ei. Ia seama că poate să se răzbune!" Fii liniștită, fata mea! Dacă mai poftește, am eu cu ce să-l mulțumesc!" Banditul auzi aceste vorbe. Mi-ai frântoasă!" le spuse el necunoscutului. Pentru azi mi-e destul. Nu mai râfnesc la asemenea papară. Dar cu alt prilej nu zic ba. Doi mai da cândva de tine." Nu ești mulțumit? Te mai și plângi?" striga amenințător necunoscutul. Nu m-am bătut corect?" Nu, nu mă plâng." Ești un băiat curajos," spuse banditul pe un ton morocănos, dar cu acea intonație de respect pe care forța fizică o impune oamenilor de acest soi. Mai bătut și afară de învățătorul nostru, care ar mânca trei uriași la o masă, nimeni până în ceasul ăsta nu se poate lăuda că m-a doborât." Ei bine, și apoi?" Apoi mi-am găsit nașul. Asta-i tot." Și tu ai să ți-l găsești pe al tău, într-o zi sau alta, mai curând sau mai târziu. Toți își găsesc nașul. În lipsa omului, dai de sfântul sfinților, după cum spun popii. Ce e sigur, e că acum, după ce l-ai biruit pe cuțitar, poți să-ți faci de cap cum vrei în mahala. Toate iubețele or să fie roabele tale. Peștii și codoașele n-or mai îndrăzni să-ți refuze împrumutul. Dar spune-mi cine ești. Vorbești pe limba noastră ca tata și mama. Dacă ești cumva hoț, nu sunt omul tău. Am omorât, adevărat, pentru că atunci când sângele mi se urcă la cap, văd roșu și trebuie să lovesc. Dar mi-am plătit isprăvile, sunt 15 ani la zdup. Mi-a trecut vremea. Nu sunt cu nimic dator judecătorilor și de furat niciodată n-am furat. Întreabă-o pe guristă. E adevărat, hoț nu e, recunosc cu ea. Atunci, hai să bem un pahar de basamac și ai să știi cine sunt, spuse necunoscutul. Hai să ne împăcăm. E frumos din partea ta. Mă întreci, recunosc. Știi să te slujești al dracului de bine de pumnii tăi, mai ales de grindina aia de la urmă. Drace, cum cădeau! Ai fi zis că e un ciocan de făurărie. E un joc nou,
Trebuie să mă înveți și pe mine. Pot să reîncep când vrei. Da, nu pe spinarea mea. Ehehei, nu pe a mea. Și acum sunt încă amețit. Îl cunoști pe Braț Roșu? Pentru că te văzui pe cărarea care duce la casa lui. Braț Roșu? Rosti necunoscutul mirat de această întrebare. Nu înțeleg ce vrei să spui. Doar nu numai Braț Roșu locuiește în casa aceea. Ba da, amice. Braț Roșu are motivele lui să nu-i placă vecinii, spuse cuțitarul, rânjind în chip ciudat. Perfect! Cu atât mai bine pentru el, reluă necunoscutul, care părea că nu vrea să continue această convorbire. Nu cunosc niciun Braț Roșu și cu atât mai puțin pe Braț Negru. Ploua și pentru a mă dăposti o clipă am intrat pe aleea aceea. Ai vrut să o bați pe biata fata asta. Te-am bătut eu pe tine. Asta e tot. E adevărat. Și de altfel, afacerile tale nu mă privesc. Cei care au nevoie de Braț Roșu nu se vor spovedi pavei de la Roma. Să nu mai vorbim de asta. Apoi, adresându-se guriței, pe cinstea mea, ești o fată bună. Ți-am tras o scatoalcă, tu mi-ai răspuns cu o înțepătură de foarfece. Așa-i jocul. Dar ce-i drăguț din partea ta e că nu l-ai îndârjit pe turbatul ăsta împotriva mea, când eram înfrânt. Să vii să bei cu noi. Domnul plătește. În privința asta, viteazule, se adresă el necunoscutului, decât să mergem să bem rachiu, mai bine am merge să ne refacem la Pezevenchia de la Iepurele Alb. E acolo o bombă. În regulă. Masa o plătesc eu. Vrei să vii, Guristo? Întrebă necunoscutul. O, mi-era așa de foame, răspunse ea. Dar când văd cum se încaieră oamenii, mi se face atât de greață, că uite, mi-a pierit și foamea. Ei, lasă, lasă, pofta o să-ți vie mâncând, zise cuțitarul și bucătăria e grozavă la Iepurele Alb. Cele trei personaje, acum în deplină armonie, se îndreptară spre tavernă. În timpul încăierării dintre cuțitar și necunoscut, un cărbunar de o statură uriașă, ascuns într-o altă ulicioară, urmărise îngrijorat fazele luptei, fără să se dea, după cum am văzut, de partea niciunuia dintre adversari. În timp ce necunoscutul, cuțitarul și gurista se îndreptau spre tavernă, cărbunarul îi urmărea. Banditul și gurista intrară cei din tâi în cârciuma pașilor, necunoscutul cu câțiva pași în urma lor. În clipa aceea, cărbunarul se apropie de el și spuse încet, în englezește și pe un ton de respectuoasă dojană. Monseniore, luați bine seama! Necunoscutul ridică din numeri și ajunse din urmă pe tovarășii săi. Cărbunarul nu se dezlipi de ușa tavernei. Trăgând atent cu urechea, se uita din când în când înăuntru, printr-un petec de geam dezgolit, de sub stratul gros de alb de Spania, cu care sunt vopsite în interior asemenea spelunci. Capitolul 2. Pezevenghia. Cârciuma la Iepurele Alb se află la mijlocul străzii Bobului. Această tavernă ocupă parterul unei case înalte, a cărei fațadă e alcătuită din două ferestre zise în ghilotină. Deasupra porții unui gang întunecat, boltit, se clatină o lanternă, pe al cărei geam pleznit se citesc aceste cuvinte scrise cu litere roșii. Aici se închiriază paturi cu noaptea. Cuțitarul, necunoscutul și gurista intrară înăuntru. Sala era mare, joasă, cu tavanul de grinzi afumate. Încăperea era luminată de flacăra roșiatică a unei vechi lămpi de petrol. Pereții, zgăliți cu var, erau acoperiți aici și colo de desene grosolane sau de zicale în grăiul șmecherilor. Podeaua bătătorită, acoperită cu silitră, era copleșită de noroi. Jos, în fața teșghelei patroanei, în dreapta intrării și sub lampa de petrol, era întins, în chip de covor, un braț de paie. Lângă fiecare perete al acestei săli se află șase mese, cu o latură fixată în zid, ca și băncile care le înconjoară. În fund, o ușă dă în bucătărie. În dreapta, lângă teșghea, se află o ieșire spre gangul care răspunde în maghiernița unde se poate dormi cu 15 bani pe noapte. Acum câteva cuvinte despre patroană și despre mușterii ei. Pezevenchia se numește Mama Ponis. Are o triplă îndelenicire. Dă camere cu noaptea, ține cârciuma și închiriază îmbrăcăminte nenorocitelor care mișună pe aceste străzi mizerabile. Țața să tot aibă 40 de ani. E înaltă, robustă, trupeșă, cu fața roșcată și cam bărboasă. Vocea e aspră, bărbătească, brațele groase, mâinile mari, vădesc o putere puțin obișnuită. Ea poartă, peste bonetă, o basma veche, de culoare roșie cu galben. Un șal de păr de iepure, care mereu se încrucișează pe piept, e înodat la spate. Fusta de lână verde scoate la iveală niște saboți negri, cu numeroase arsuri de la mangalul aprins sub teșghea. În sfârșit,
Pielea țaței este acojie, încinsă de abuzul băuturilor tari. Tâșgheaua, acoperită cu plumb, e împodobită cu căni cercuite cu fier și cu diferite măsuri de cositor. Pe măsuța prinsă în zid se văd mai multe sticle colorate, așezate astfel încât să-l înfățișeze pe împărat în picioare. Sticlele conțin băuturi contrafăcute de culoare verde și purpurie, cunoscute sub numele de dragoste la cataramă și nu te necăji. În sfârșit, un cotoi mare, negru și gras, cu ochii galbeni, cuibărit lângă patroană, pare demonul obișnuit al acestei taverne. Printr-un contrast pe care l-am socotit imposibil, dacă n-am ști că sufletul omenesc este un abis de pătruns, o crenguță de merișor sfințită de Paști, cumpărată de la biserică, era atârnată în spatele unei vechi pendule cu cuc. Doi zdrențăroși cu fețe sinistre, cu bărți bârlite, sorbeau pendelete dintr-o ulcea cu vin. Vorbeau în șoaptă, cu un aer îngrijorat. Unul mai ales, foarte palid, aproape livid, își cobora ades până spre sprâncene o veche scufa grecească pe care o purta pe cap. Își ținea mâna stângă ascunsă, având grijă să o ferească pe cât era cu putință, de câte ori era nevoie să se slujească de ea. Mai departe, se afla un tânăr de nici 16 ani, cu fața spânatică, palidă, slabă, plumburie, cu privirea stinsă. Părul lung și negru îi cădea pe ceafă. Acest adolescent, tip de vicios precoce, fuma dintr-o pipă albă. Cu spatele lipit de zid, cu amândouă mâinile vârâte în buzunarele bluzei, cu picioarele întinse pe bancă, nu-și părăsea pipa decât pentru a bea de dreptul din sticla cu rachiu aflată în fața lui. Ceilalți clienți, obișnuiței tavernei, bărbați sau femei, nu prezentau nimic deosebit. Fizionomiile lor erau fioroase sau abrutizate, veselia lor era grosolană sau destrăbălată, tăcerea lor tristă sau stupidă. Aceștia erau clienții tavernei Apașilor în clipa în care necunoscutul, cuțitarul și gurista intrară în local. Cele trei personaje joacă un rol prea însemnat în povestirea noastră. Figurile lor sunt prea caracteristice ca să nu le scoatem în relief. Cuțitarul, înalt de statură și de o constituție atletică, avea părul de un blond deschis, bătând în alb, sprâncene groase și favoriț enorm de un roșu aprins. Arșița, mizeria, muncile grele din ocnă i-au imprimat pielii acea culoare întunecată, așa zisă măslinie, atât de caracteristică ocnașilor. Cu toată cumplita lui poreclă, trăsăturile acestui om exprimă mai curând un fel de cutezanță brutală decât cruzime, deși partea dinapoi a craniului său, ciudat dezvoltată, indică dominația poftelor ucigașe și trupești. Cuțitarul purta o bluză de proastă calitate, de culoare albastră, niște pantaloni de catifea groasă care au fost cândva verzi. Culoarea lor, totuși, nu se putea lămuri sub stratul gros de noroi care îi acoperea. Printr-o ciudată anomalie, trăsăturile guristei ofereau aspectul uneia dintre acele tipuri angelice și suave care își păstrează candoarea chiar în mijlocul ticoloșiei, ca și cum firea ar fi neputincioasă să șteargă, prin vicile ei, nobilul sigiliu pe care Dumnezeu l-a pus pe fruntea câtorva privilegiați. Gurista avea 16 ani și jumătate. Fruntea cea mai pură, cea mai albă, îi străjuia fața de un oval perfect. Ciucuri de gene, atât de lungi că se încrețeau puțin, acopereau pe jumătate ochii ei mari, albaștri. Puful primei tinereți îi catifela obrajii bucălați și rumeni, gura mică, purpurie, nasul fin și drept. Bărbia, cu gropiță, era de o fermecătoare gingășie. De fiecare parte a tâmplelor mătăsoase, o coadă de păr de un blond cenușiu, minunat, cobora rotunjindu-se către mijlocul obrazului. Se urca după urechea, al cărui lob de ivoriu, ușor trandafiriu, se zărea și apoi dispăreau sub cutele strânse ale unei basmale cu pătrățele albastre, înodată deasupra frunții. Un șirac de boabe de mărgean îi înconjura gâtul de o frumusețe și de un alb strălucitor. Rochia ei de mohair, calfeniu, mult prea largă, lăsa să se bănuiască un mijloc subțire, mlădios și zvel ca o trestie. Un mic șal portocaliu cu ciucuri verzi, de proastă calitate, îi se încrucișa peste sân. Farmecul vocii guristei impresionase pe apărătorul ei necunoscut. Într-adevăr, această voce dulce, vibrantă, armonioasă, avea un vino încoace căruia nu îi te puteai împotrivi. Așa că șleatca de scelerați și de femei pierdute, în mijlocul cărora trăia această fată tânără, o ruga adeseori să cânte. O asculta transportată și o botezase gurista. Mai căpătase și o altă poreclă, datorită fără îndoială, trăsăturilor feleciorelnice ale feței sale. I se mai zicea Floarea Mariei, cuvinte
care în argou înseamnă fată mare. Putea vam oare să-l facem pe cititor să înțeleagă ciudata noastră impresie când, în mijlocul acestui vocabular infam, în care cuvintele ce înseamnă furt, sânge și crimă sunt și mai groaznice și mai înspăimântătoare decât lucrurile hidoase pe care le exprimă, am găsit, după cum spuneam, această metaforă poetică atât de blândă și de drăgăstos de pioasă, floarea Mariei. Nu s-ar putea spune un crin frumos înălțându-și zăpada parfumată a caliciului imaculat din mijlocul unei mocirle? Apărătorul guristei, îl vom numi pe acest necunoscut Rudolf, părea în vârstă de 30 până la 36 de ani, era de înălțime mijlocie, zvelt, bine proporționat și nu trăda surprinzătoarea vigoare pe care o dovedise în lupta lui cu atleticul cuțitar. Ar fi fost foarte greu să-i atribuim lui Rudolf un anume caracter, căci vedea în fizionomia sa cele mai ciudate contraste. Trăsăturile lui erau în genere frumoase, chiar prea frumoase pentru un bărbat. Fața lui, de o paloare delicată, ochii lui mari, de un cafeniu cu reflexe portocalii, mai totdeauna pe jumătate închiși și înconjurați de ușoară aureolă azurie, mersul lui tărăgănat, privirea lui pierdută, surâsul lui batjocoritor, păreau să ne înfățișeze un om blazat, al cărui caracter, dacă nu era răvășit, era cel puțin slăbit de excesele unei vieți prea îndestulate, de aristocrat. Și totuși, cu mâna lui elegantă și albă, Rudolf pusese la pământ pe unul dintre cei mai temuți indivizi din acest cartier de bandiți. Am spus exces de aristocrat, pentru că beția ce ți-o dă un vin vechi e cu totul deosebită de beția pe care ți-o provoacă o cumplită băutură dreasă, pentru că, într-un cuvânt, în ochii unui observator, abuzurile diferă ca simptome, după cum diferă și ele prin natura și specificul lor. Anumite cute de pe fruntea lui Rudolf trădeau pe gânditorul adânc, pe omul esențialmente contemplativ. Și totuși, fermitatea gurii sale, felul mândru și cutezător în care ținea câteodată capul, dezvoluiau pe omul de acțiune, a cărui putere fizică, a cărui îndrăzneală are asupra maselor un puternic ascendent. Adeseori, privirea ei se învoluia într-o undă de melancolie și tot ce compătimirea are în ea mai omenos, tot ce mila conține ca nuanță de înduioșare, se citea pe fața lui. Alteori, dimpotrivă, privirea lui Rudolf devenea aspră, rea, trăsăturile lui vodeau atâta dispreț și cruzime, încât nu l-ai fi crezut în stare să încerce vreo emoție duioasă. Urmarea acestei povestiri va arăta căror fapte și idei se datorează aceste simțăminte atât de potrivnice. În lupta cu cuțitarul, Rudolf nu manifestase nici supărare, nici ură împotriva acestui adversar nedemn de el. Încrezător în puterea lui, în îndemânarea lui, în agilitatea lui, el n-a avut decât un dispreț batjocoritor pentru specia de brută pe care o doboruse. Pentru a încheia portretul lui Rudolf, vom spune că avea părul castaniu deschis, de aceeași culoare cu sprâncenele grațios arcuite și cu mica mustață fină și mătăsoasă, iar băbia, puțin cam mare, îi era rasă cu îngrijire. De altfel, purtarea și vorba pe care le afecta cu deosebită ușurință îi dădeau lui Rudolf o deplină asemănare cu mușterii tavernei. Gâtul lui subțire, atât de gingaș modelat ca al unui bahus indian, era înconjurat de o cravată neagră, înodată cu neglijență, ale cărui vârfuri cădeau pe gulerul bluzei albastre, cam decolorată, trădându-i vechimea. Un șir dublu de ținte îi tălpuiau bocancii grei. În sfârșit, în afară de mâinile, care erau de o rară distinție, nimic nu-l deosebea ca aspect de ceilalți meșteri. În schimb, aerul lui de om hotărât și, ca să spunem așa, de o seninătate îndrăzneață, statornicea între persoana sa și ceilalți o distanță considerabilă. Intrând în tavernă, cuțitarul puse o mână mare și păroasă pe umărul lui Rudolf și strigă: "Salut pe stăpânul cuțitarului!" "Da, prieteni, tinerelul ăsta m-a dat gata." Aviz amatorilor care ar avea chef să-și frângă șalele sau să li se spargă țeasta. Spunând asta, mă gândesc la învățătorul care acum își va găsi și el nașul. De asta răspund și pun și rămășag. La aceste cuvorbe, începând cu patroana și sfârșind cu cel din urmă dintre mușterii tavernei, toți își îndreptară privirea către învingătorul cuțitarului, cu un respect amestecat cu teamă. Unii își puseră paharele și ulcerele mai spre colțul mesei, grăbindu-se a-i face loc în cazul în care Rudolf ar fi dorit să se așeze lângă ei. Alții se apropiară de cuțitar pentru a-i cere cu glas căzut unele lămuriri despre acest necunoscut care își făcea intrarea în chip atât de triumfal în societatea lor. În sfârșit, patroana îi adresă lui Rudolf un zâmbet din cele mai grațioase.
și, lucru neobișnuit, uimitor, fantastic în analele iepurelui alb, ea se ridică de la teșghea ca să ia comanda lui Rudolf, ca să știe ce trebuie să servească acestor clienți. Atenție pe care țața n-a arătat-o niciodată, nici măcar faimosului învățător, un scelerat fără pereche care îl făcea să tremure până și pe cuțitar. Unul din cei doi indivizi cu mutră sinistră pe care i-am zugrăvit, cel foarte palid care își ascundea mâna stângă și străgea mereu scufia grecească pe frunte, se aplecă spre țață în timp ce ea ștergea cu grijă masa lui Rudolf și o întrebă cu o voce răgușită. Învățătorul n-a fost pe aici? Nu, răspunse mătușa Ponis. Nici ieri? Ba da. Cu noua lui muiere? Da, ce mă iei drept urnătoare de mă tot iscodești atâta? Crezi că o să-ți dau ție socoteală de treburile mele? Răspunse țața cu voce brutală. Am întâlnire cu el, astă seară, stărui banditul. Avem niște treburi împreună. Îmi dau eu seama cam despre ce fel de treburi e vorba, bandă de ucigași ce sunteți. Ucigași, repetă banditul cu un aer supărat. Ucigași îți dau pâinea. O să mă lași odată în pace, strigă țața cu glas aspru, ridicând amenințătorul ciorul pe care îl ținea în mână. Omul se așeză la locul lui bombănind. Floarea Mariei, intrând în taverna țaței în urma cuțitarului, schimbă un semn prietenesc cu tânărul cu fața veștedă. Cuțitarul se adresa acestuia. Ei, Barbiu, sugi mereu la rachiu? Mereu. Mai bine postesc, având însăghete în picioare, decât să fiu fără rachiu în gâtlej și fără tutun în lulea, spuse tânărul cu glas dogit, fără să se miște de la locul lui și scoțând nori mari de fum din pipă. Bună seara, mătușă Ponis, spuse gurista. Bună seara, fată mare, îi răspunse țața, apropiindu-se de guristă pentru a-i cerceta îmbrăcămintea ce o acoperea pe nenorocită și pe care tot însă o închiriase. După ce o examină, îi spuse cu un fel de mulțumire morocănoasă. E o plăcere să-ți închirieze cineva rochii. Ești curată ca o pisicuță. De altfel, n-aș fi dat nimănui această frumoasă broboadă portocalie, ca de pildă unor canalii de rând felul învârtitei sau ca cea poreclită cap de mort. Doar eu te-am crescut după ce ai ieșit de la pârnaie. Și, să fim drepți, nu există o fată mai bună în tot cartierul. Gurista își plecă fruntea, fără să pară deloc mândră de laudele țaței. Ia te uită, spuse Rudolf, ai merișor sfințit în spatele cucului dumitale, bătrânico. Și arătă cu degetul crenguța sfințită din spatele vechiului ceas. Ce vrei? Nu putem trăi ca păgânii, răspunse cu nevinovăție cumplita femeie. Apoi, adresându-se floarei Maria, adăugă. Ia spune, guristo, nu vrei să ne cânti ceva? După masă, cum a trăpumis, spuse cuțitarul. Ce să vă dau, voinice? Întrebă țața pe Rudolf, căruia voia să-i se facă simpatică și la nevoie să-i obțină sprijinul. Întreabă-l pe cuțitar, mătușică. El comandă, iar eu plătesc. Bine, spuse țața, întorcându-se spre bandit. Ce vrei să îmbuci, javră înrăită? 2 litri de vin de 60, 3 bucăți de pâine foarte proaspătă și un arlechin, spuse cuțitarul, după o clipă de gândire cu privire la alcătuirea meniului. Ei bine, guristo, îi se adresă cuțitarul, acum ți-e foame? Nu, cuțitare. Vrei altceva, fetițo, decât arlechin? O întrebă Rudolf. Oh, nu, mi-a pierit foamea. Ia uite-te la șeful, fetițo, spuse cuțitarul trăzând în gura mare, făcând cu ochiul spre Rudolf. Ce, nu îndrăznești să te uiți la el? Gurista roșii și-și lăsă ochii în jos, fără să răspundă. După câteva clipe, țața venit iar ea, punând pe masa lui Rudolf o stacană de vin, o pâine și arlechinul pe care nu vom încerca să-l descriem cititorilor. Cuțitarul îl găsi însă pe gustul lui, căci strigă. Ce mâncare, Dumnezeul măsii, ce mâncare, ca la mama acasă! Mulțumește toate gusturile, pentru cei ce se înfruptă, ca și pentru cei ce postesc, pentru cei cărora le plac dulciurile, ca și pentru cei care prețuiesc piperul. Picioare de pasăre, cos de pește, oase de costiță, coș de pateuri, plevușcă prăjită, brânză, legume, capete de becațe, pesmeți și salată. Și mănâncă odată, guristo. E foarte bun. Ce, vii de la chef azi? Chef? Ah, da, desigur. Am mâncat de dimineață ca de obicei de 5 bani lapte și de 5 bani pâine. Intrarea unui nou client în cârciumă întrerupse convorbirile și toți își ridicară capetele. Era un om între două vârste, vioi și puternic, purtând vestă și șapcă, exact în stilul și obiceiurile tavernei. Folosi limbajul familiar celorlalți și ceru de mâncare. Cu toate că străinul nu era un client obișnuit al tavernei, curând nu mai fu luat în seamă. Era categorisit. Pentru a se recunoaște între ei, bandiții,
ca și oamenii cinstiți, au un ochi sigur. Acest nou venit se așezase în așa fel ca să-i poată observa pe cei doi indivizi cu figură sinistră, dintre care unul întrebase de învățător. Nu-i scăpa din ochi, iar aceștia habar n-aveau că sunt supravegheați. Conversația, o clipă întreruptă, își reluă firul. Cu toată obrăznicia lui, cuțitarul păstra un oarecare respect față de Rudolf. Nu îndrăznea să-l tutuiască. Acest om nu se temea de legi, dar prețuia forța. Pe cinstea mea, îi spuse lui Rudolf, cu toate că mi-am luat porția, sunt încântat că te-am întâlnit. Pentru că-ți place Arlechinul? Adevărat, dar și pentru că arde nerăbdare să te văd încăierându-te cu învățătorul care m-a scărmănat totdeauna. Vreau să-l văd și pe el chelfănit. Asta o să mă răcorească. Cum? Crezi că pentru a-ți face ție plăcere o să sar ca un mops la învățător? Nu, dar va sări el la dumneata de îndată ce va auzi că ești mai tare ca el, răspunse cuțitarul frecându-și mâinile. Am eu ac și de cojocul lui, spuse nepăsător Rudolf, apoi continuă. Dar afară e vreme câinească. Dacă am cer o carafă de rachiu cu zahăr, poate că asta o să o facă pe guristă să ne cânte. E în regulă, răspunse cuțitarul. Și ca să facem cunoștință, să spunem fiecare cine suntem, adăugă Rudolf. Albinosul, zis cuțitarul, ocnaș liberat, hamal, plutaș pe cheiul Sampol, rebegit iarna, prăjit vara. Iată biografia mea, spuse invitatul lui Rudolf, făcând salutul militar cu mâna stângă. Pe dumneata, șefule, e prima oară că te vedem în cartier. Nu-ți fac vreo vină, dar mi-ai ciocănit bine scăfârlia și m-ai tăbăcit în doi timp și trei mișcări toată pielea. Drace, ce mai tăvăleală! M-a ales pumnii de la urmă. Nu-mi iese din minte îndemânarea cu care cădeau. Mai ai și altă meserie, în afara aceea de a-l bate pe cuțitar? Sunt pictor de evantaie și mă numesc Rudolf. Pictor de evantaie? Da, ai mâinile atât de albe, spuse cuțitarul. Oricum, dacă toți tovarășii și dumitale sunt ca dumneata, înseamnă că trebuie să fii puternic, nu glumă, ca să faci meseria asta. Dar, pentru că ești muncitor și, desigur, muncitor cinstit, de ce vii într-o tavernă unde nu sunt decât hoți, ucigași sau pușcăriași liberați, ca mine, și care nu pot merge aiurea? Vin aici pentru că îmi place societatea aleasă. Spuse cuțitarul, clătinând capul în semn de îndoială. Te-am găsit în aleea lui Braț Roșu. În sfârșit, destul. Spui că nu-l cunoști? O să mă plictisești multă vreme cu Braț Roșu al tău, lua-l ar dracu să-l ia. Numai dacă l-o primi aghiuță. Ei, șefule, te sfiești de mine și poate că faci bine. Dacă vrei, îți pot spune povestea mea, dar cu o condiție. Să mă înveți ovițurile de pumn care au încununat chelfălarea pe care mi-ai tras-o. Pun mare preț pe asta. De acord, cuțitare, dar să-mi spui povestea ta. Și gurista o va istorisi pe ei. E în regulă, continuă cuțitarul. Afară e o vreme să nu lași un gardist pe stradă. Asta ne va face să petrecem. Ce zici, guristo? Vreau, dar povestea nu o să fie prea lungă, zise Floarea Mariei. Și dumneata o să ne-o spui pe-a dumitale, prietene Rudolf, adăugă cuțitarul. Da, voi începe. Pictor de evantaie, spuse gurista, o meserie frumoasă. Și cât câștigi ca să te spetești cu ea? Întrebă cuțitarul. Lucrez cu bucata, răspunse Rudolf. În zilele mele bune câștig 4 franci, câteodată chiar 5, dar asta vara, pentru că zilele sunt mai lungi. Și cheltuiești mult, craiule? Da, cât timp am bani. Mai întâi 30 de bani pe noapte pentru camera mobilată. Scuzați, monseniore, plătiți 30 de bani pe noapte? Mai vezi de altul, spuse cuțitarul ducându-și mâna la bonetă. Acest cuvânt de monseniore, rosit ironic de cuțitar, îl făcu pe Rudolf să surâdă abia vizibil. Dar continuă. Țin la confortul meu și la curățenie. Iată un per al Franței, un banchier, un bogătaș, strigă cuțitarul. Doarme cu 30 de bani pe noapte. Pe lângă asta, continuă Rudolf, 20 de bani de tutun, asta face 50. 20 prânzul, 70 până la 75 cina, 5 sau 10 bani rachiul, asta face cam 1,50 franc pe zi. Nu sunt constrâns să lucrez toată săptămâna. În restul vremii îmi fac de cap, petrec. Și familia dumneavoastră? Întrebă gurista. A mâncat o holera, răspunse Rudolf. Ce erau părinții dumneavoastră să interesă gurista? Telal sub bolțile halelor și negustor de zdrențe. Cu cât ai vândut fondul lor de comerț? Întrebă cuțitarul. Eram prea tânăr. Tutorele meu l-a vândut. Când am devenit major, a trebuit să-i mai dau eu 30 de franci. Iată moștenirea mea. Și fabricantul? Patronul dumitale de acum? Întrebă cuțitarul. Jupânul meu? Îl cheamă domnul Borel, strada Bourdonnois.
prost, brutal, punga și zgârcit. Și ar mai scoate mai bine un ochi decât să-și plătească lucrătorii. Iată semnalmentele lui. Dacă se rătăcește, lasă-l, să nu-l aduci din nou la fabrica lui. Am fost ucenic la el de la vârsta de 15 ani. Am tras un număr bun la sorți. Locuiesc în strada Juivry, la al patrulea, spre stradă. Mă cheamă Rudolf Durand. Iată povestea mea. Acum e rândul tău, Guristo, spuse cuțitarul. Povestea mea o păstrez pentru la urmă, ca desert. Capitolul 3. Povestea Guristei. Să începem mai întâi cu începutul, spuse cuțitarul. Dar părinții tăi? Întrebă Rudolf. Nu-i cunosc, spuse Floarea Mariei. A, iurea, exclamă cuțitarul. Habar n-am, născută dintr-o varză, cum ni se spune copiilor. Ia te uită, ce ciudat, Guristo, suntem din aceeași familie. Și tu, cuțitarule? Orfan al străzilor Parisului, ca și tine, copila mea. Și cine te-a crescut, Guristo? Întrebă Rudolf. Nu știu. Din câte mi-aduc aminte, cred că între 7 și 8 ani mă aflam la o bătrână chioară, care îi se zicea Cucuvaia, fiindcă avea un nas coroiat, un ochi verde rotund de tot și semăna cu o cucuvaie chioară. Ha, 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 o și văd pe cucuvaie, strigă cuțitarul râzând cu poftă. Chioara mă punea să vând acadele la Pont Neuf, un fel de cerșii. Când n-aduceam cel puțin 50 de bani, cucuvaia mă bătea în loc să-mi dea de mâncare. Înțeleg, fata mea, spuse cuțitarul. O lovitură de picior în chip de pâine și scatoalca dreptund. O, Doamne, da! Și e sigură că femeia aceea nu era mama ta? Întrebă Rudolf. Sunt sigură. Cucuvaia mi-a mâncat destul sufletul, spunându-mi că n-aveam nici mamă, nici tată. Dicea mereu că m-a adunat de pe drumuri. Așadar, reluă cuțitarul, mâncai mardeală dacă nu făceai rost de 50 de bani. Ca supliment, un pahar de apă și tremuram toată noaptea pe dușul meu, pe un mindir de paie, în care cucuvaia făcuse o gaură unde să mă ghemuiesc. Se zice că paiele țin cald. Ei bine, nu-i adevărat. Saltea cu țepi, strigă cuțitarul. Ai dreptate, dragă, e o adevărată ghețăraie. Bălegarul e mai cald, de 100 de ori mai cald. Dar o faci pe grozavul și zici că e prea ordinar, că nu mai e la modă. Această glumă o făcu pe Floarea Mariei se surâdă. Apoi ea continuă. A doua zi, chioara îmi servea aceeași porție la prânz, ca și la cină, după care mă duceam la Montfaçon să caut râme pentru momeala peștilor, fiindcă în timpul zilei cucuvaia ținea o prăvălie sub podul Notre-Dame, o prăvălie cu scule de pescuit. Pentru un copil de 7 ani, care moare de foame și de frig, e cale lungă din strada Mortellerie la Montfaçon. Mersul pe jos te-a făcut să crești dreaptă ca o trestie, fata mea. Să nu te plângi de asta, spuse cuțitarul, scăpărându-și amnarul ca să-și aprindă pipa. În sfârșit, mă înapoiam istovită cu un coș plin cu râme. Apoi, către prânz, cucuvaia îmi dădea o bucată bună de pâine și te asigur că nu lăsam nicio fărnitură nemâncată. Pentru că nu mâncai, vezi, asta ți-a păstrat mijlocul subțire ca de viespie. Să nu te plângi, spuse cuțitarul, trăgând cu zgomot câteva fumuri de tutun. Dar ce-ai, prietene, Rudolf? Vreau să zic, șefule, parcă am descumpănit. Poate pentru că fata asta a îndurat atâta mizerie? Ce vrei? Toți am trecut prin mizerie. O, fac prin soare că n-ai fost atât de tenorocit ca mine, cuțitarule, spuse Floarea Mariei. Eu, Guristo? Dar închipuiește-ți că ai trăit ca o regină față de cum am dus-o eu. Cel puțin cât ai fost mică dormeai pe paie și mâncai pâine. Eu mă culcam nopți întregi pe cuptoarele de Ipsos de la Clichy, ca un vagabond ce eram, și mă hrăneam cu foile de varză pe care le adunam de pe marginea răstavurilor. Și, de cele mai multe ori, pentru că era prea departe ca să ajung până la cuptoarele de la Clichy, ținând seama că lihneala muia picioarele, mă culcam sub pietrele mari ale Louvre-ului. Când cădea zăpada, aveam cerceafuri albe. Păi da, un bărbat e desigur mai tare, dar nu o biată fetiță, spuse Floarea Mariei, și pe lângă asta eram cât o ciocârlie. Ți-aduci tu aminte de asta? Te cred. Când cucuvaia mă bătea, cădeam totdeauna de la prima lovitură. Atunci mă călcam picioare strigând. Vagabonda asta n-are putere nici de 2 bani. Nu poate îndura nici 2 scatoalce. Și apoi îmi zicea hoțoaică păguboasă. Alt nume n-am avut. Ăsta a fost cel de botez. La fel și cu mine. Am fost botezat ai doma câinilor vagabonzi. Se spunea, tu ăla, măi cu tare, sau albinosule. E ciudat cum ne asemănăm, fata mea, constată cuțitarul. E adevărat, recunosc cu Floarea Mariei, care se adresa mai mult cuțitarului, resimțind împotriva voinței ei un fel de stingherală față de Rudolf. Abia îndrăznea să-și ridice ochii spre el.
deși îi se părea că necunoscutul aparține unui soi de oameni, în mijlocul cărora trăia și ea în mod obișnuit. Și după ce adunai râmele pentru cucuvaie, ce făceai? Întrebă cuțitarul. Chioara mă trimitea să cerșesc pe lângă ea până noaptea târziu, pentru că seara ea se ducea să prăjească pește pe Pont Neuf. Dumnezeule, la ceasul acela bucata mea de pâine era tare departe, iar dacă mă împingea ispita să-i cer de mâncare, mă bătea zicându-mi, strânge 50 de bani din cerșit, hoțoaico, și ai să ai ce mânca. Atunci, pentru că simțeam o foame cumplită și ea mă bătea, plângeam vărsând toate lacrimile pe care le aveam în mine. Chioara îmi lega de gât lădița cu acadele și mă așeza pe Pont Neuf, cum mai plângeam și cum mai tremuram de foame și de frig. Întocmai ca mine, fata mea, spuse cuțitarul, întrerupând-o pe guristă. N-ai crede, dar foamea te face să tremuri ca și frigul. În sfârșit, rămâneam pe Pont Neuf până la ora 11 noaptea, cu prăvălia mea de acadele atârnată de gât, plângând de mama focului. Trecătorii, adesea mișcați de înfățișarea mea, văzându-mă plângând, dădeau până la 50 sau 75 de bani pe care îi aduceam cu cuvaiei. Minunată seară pentru o ciocârlie! Dar nu zici că Chioara, care vedea asta, cu un ochi, completă cuțitarul râzând, cu un ochi, dacă vrei, pentru că n-avea decât unul, și nu zici că Chioara începea să mă bată înainte de a mă pune de strajă pe Pont Neuf, ca să mă facă să plâng în fața trecătorilor și în felul acesta să-i sporească încasările. Nu e rău deloc. Da, așa crezi tu, cuțitarule. Am ajuns însă să îndor bătaia. Vedeam că Chioara turba că nu plâng. Atunci, pentru a mă răzbuna, cu cât dădea mai tare în mine, cu atât râdea mai mult. Și seara, în loc să plâng cu suspine ca să-i vând acadelele, cântam întocmai ca o ciocârlie, cu toate că n-aveam niciun chef de cântat. Ea spune, acadelele, desigur că-ți făceau poftă, sărmana mea guristă. Te cred, cuțitarule, dar nu gustasem niciodată din ele. Eram încăpățânată și îndărătnicia asta mi-a venit de hac și o să vezi cum. Într-o zi, înapoiindu-mă cu râmele mele, niște băieți m-au bătut și mi-au furat coșul. Știam ce mă aștepta acasă. Bătaia și lipsa de pâine. Seara, Chioara, înainte de a mă trimite la pod, furioasă că nu încasasem nimic în ajun, în loc să mă bată ca de obicei, ca să plâng, a început să mă chimească până la sânge, smulgându-mi părul de la tâmple, acolo unde doare mai mult. Mii de trăsnete! Asta e prea de tot! Strigă banditul, lovind cu pumnul în masă și încruntându-ți sprâncenele. Să bați un copil, treacă, meargă, dar să-l chinuiești, asta e prea mult! Rudolf, care ascultase atent povestirea Floarei Maria, privi pe cuțitar cu mirare. Acest licăr de omenie îl surprindea. Dar ce-ai cuțitar? Îl întrebă. Ce am? Cum? Dumneata, nu ești mișcat deloc? Monstrul ăsta de cucuvaie care chinuiește un copil. Dar ești tot atât de nesimțitor ca și pumnii dumitale. Continuă, fetiță, îndemnă Rudolf, fără a-i răspunde cuțitarului. Vă spuneam, deci, că bătrâna mă chinuia doar îi plânge. Eu mă încăpățânez și, ca să o îndrăjesc mai rău, mă pun pe râs și plec pe Pont Neuf cu acadelele mele. Chioara era la tigaie ei. Din când în când îmi arăta pumnul. Atunci, în loc să plâng, cântam și mai tare. Și mi-era o foame. De 6 luni umblam cu acadelele, dar niciodată nu gustasem vreuna. Pe legea mea, în ziua aceea nu m-am mai putut stăpâni. Și de foame, și ca să o îndrăjesc pe cucuvaie, iau o acadea și o mănânc. Bravo, fata mea! Mănânc două. Bravo! Trăiască șterpeleala! Păi vezi, erau atât de bune. Dar ce crezi că se întâmplă? O precupeață care vindea portocale începe să-i strige Chioarei. Ascultă cucuvaio! Hoțoaica-ți mănâncă marfa! Ei, drace, se încurcă treaba, se încurcă, spuse cuțitarul, interesat la culme. Iată, hoață mică, mă gândesc cât trebuie să fi tremurat când ai văzut că și-a dat seama cucuvaia, nu-i așa? De unde ai scos cămașa, sărmana mea guristă? Întrebă Rudolf, tot atât de interesat cât și curțitarul. Hei, doamne, a fost greu. Dar ce era mai ciudat, adăugă Floarea Mariei râzând, e că Chioara, deși furioasă că-i mânca macadelele, nu se putea depărta de tigaie, pentru că uleiul clocotea. Ha, 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 e adevărat? Iată-o dar averă, încurcată rău, strigă cuțitarul, râzând din nou cu hohote. După ce luă parte la veselia banditului, Floarea Mariei urmă. Zău, cu gândul la loviturile ce mă așteptau, mi-am zis, ce o să fie? N-o să fiu bătută mai rău pentru a cadea decât pentru trei. Și o iau și pe a treia. Înainte de a o mânca, pentru că bătrâna m-a amenințat de departe cu furculița ei mare de fier, îi arăt, cum mă vezi și cum te văd, acadeaua și o ronță-i nasul ei. Bravo, fata mea!
Asta mă face să înțeleg înțepătura ta de adineaur cu foarfecele. Haide, haide, ți-am zis că ai curaj. Dar cu cuvaia trebuie să te fi jupuit de vie după figura asta. După ce a terminat de prăjit peștele, vine spre mine. Primisem 15 bani de pomană și mâncasem acadele de 30. Când m-a luat chioara de mână ca să mergem acasă, credeam că voi cădea pe drum. Atât mi-era de frică. Mi-aduc aminte ca azi, pentru că eram preajma anului nou. Știi că pe Pont Neuf găsești totdeauna prăvălii cu jucării. Toată seara avusesem amețeli, numai uitându-mă la păpușile frumoase, la toate jucăriile acelea. Gândește-te, pentru un copil. Și n-ai avut niciodată jucării, Guristo? O întrebă cuțitarul. Eu? Că prost mai ești. Cine să mi le fi dat? În sfârșit, s-a lăsat seara. Deși în plină iarnă, n-aveam pe mine decât o zdreanță de rochie de pânză. Nici ciorapi, nici cămașă, iar în picioare, saboți. Nu puteai muri de cald, nu-i așa? Ei bine, când chioara m-a luat de mână, m-am făcut lac de sudoare. Ceea ce mă îngrozea mai mult era că, în loc să înjure, să tune și să fulgere, cu cuvaia mormăia printre dinți tot drumul. Dar nu-mi dădea drumul și mă făcea să umblu atât de repede, atât de repede, încât cu picioarele mele mici trebuia să alerg ca să țin pasul cu ea. Tropăind așa, pierdusem unul din saboți. Am urmat-o totuși cu un picior de sculț. Am ajuns acasă, era plin de sânge. Cățeaua, ticăloasa de chioară, strigă cuțitarul lovind iar cu furie în masă. Mi se rupe inima cu gândul la copila asta care trope cu piciorușul însângerat după hoața cea bătrână. Locuiam cocoțat într-un pod din strada Mortulerii. Lângă intrarea în alee se afla un rachier. Cucuvaia intră, ținându-mă mereu de mână. Acolo, la teșghea, bă o litră de rachiu. La dracu, eu n-aș putea bea așa ceva fără să mă pomenesc beat mort. Era porția chioarei. De altfel, se culca totdeauna chierchelită. Poate de-aia mă și bătea atât de rău. În sfârșit, am ajuns acasă. Crede-mă că mă simțeam ca vai de lume. Sosim. Cucuvaia închide ușa, învârte cheia de două ori în broască, eu caut în genunchi, cerându-i iertare că-i mâncase mâncadelele. Ea nu răspunde. O aud bombănind în timp ce se plimba prin odaie. Ce să-i fac în astă seară hoțoaicei ăsteia care mi-a furat acadelele? Mă rog, ce să-i fac? Și se oprea să mă privească, rotindu-și ochiul ei verde. Eu stăteam mereu în genunchi. Deodată o văd pe chioara că se duce și ia dintr-un raft o pereche de clești. Clești? Strigă cuțitarul. Da, clești. Și ce să facă cu ei? Să te lovească? Zise Rudolf. Ca să te ciupească? Întrebă cuțitarul. Ei bine, nu. Să-ți smulgă părul? Nu e asta. Lăsați-vă de ghicit. Mă las. Ne lăsăm. Ei bine, să vă spun. Voia să-mi scoată un dinte. Cuțitarul rosti un blestem însoțit de înjurături atât de cumplite, încât toți mușterii tavernei se întoarseră mirați către ei. Dar ce dracu ai, se miră gurista? Ce am? A spinte ca o pechioară, dacă mi-ar pica în mână. Unde e? Spune-mi, unde e? Dacă o găsesc, o curăț. Și ochii banditului se injectară de sânge. Rudolf împărtășea și el furia cuțitarului împotriva cruzimii de care chioara dăduse dovadă. Dar se întreba, prin ce miracol un criminal se înfurie, auzind că o furisită de femeie bătrână a vrut, din răutate, să smulgă un dinte unei copile. Noi socotim posibilă existența acestui sentiment de milă, ba chiar probabilă, la un temperament fioros. Și ți-a smuls dintele, bătrâna aia mizerabilă, micuța mea? Întrebă Rudolf. Te cred că mi l-a smuls. Și nu dintr-o dată. Doamne, cât s-a căznit! Îmi ținea capul între genunchi ca într-o menghină. În sfârșit, și cu cleștele și cu degetele, mi-a scos dintele și apoi mi-a spus, pentru a mă speria, desigur. Acum o să scot câte unul în fiecare zi, hoțoaico. Și când n-o să mai ai aici dinți, te-o arunca în apă să te mănânce peștii. Or să se răzbune pe tine pentru că ai adunat râme cu ajutorul cărora să fie ei prinși. Mi-amintesc de asta pentru că mi se părea nedrept. Ca și cum ar fi fost pentru mine o plăcere să adun râme. Ha, ticăloasa, să rupă, să smulgă dinții unei biete copile, întrebă cuțitarul cu furie crescândă. Ei, și dacă se mai vede ceva? Întrebă Floarea Mariei. Și, întredeschise surzând buzele ei trandafirii, arătând două șiruri de dinți mici, albi ca niște perle. Să fi fost nepăsare, uitare, mărinimie născută din partea acestei nenorocite ființe? Rudolf observase că, în toată povestirea ei, nu rostise niciun cuvânt de ură împotriva cumplitei femei care o chinuise. Și apoi, ce ai mai făcut? Întrebă cuțitarul. Dumnezeule mare, mă săturasem până în gât. A doua zi,
În loc să mă duc după râme, am șters-o spre Panteon. Am mers într-acolo toată ziua. Atât de frică mi-era de cucuvaie. M-aș fi dus până la capătul lumii, numai să nu-i încap iar în ghiare. Cum aflam în cartiere necunoscute, n-am întâlnit pe nimeni căruia să-i fi putut cere de pomană. Și apoi nici n-aș fi cutezat. În timpul nopții, mă adăpostisem după niște stive de lemne, într-un șantier. Eram cât un șoarece și, strecurându-mă sub o poartă veche, mă cuibărisem într-un maldăr de scoarțe de copac. Foamea mă chinuia. Am încercat să mestec puțină coajă de trunc ca să-mi înșel foamea, dar nu eram în stare. Atunci am mușcat puțin dintr-o scoarță de mesteacă. Era mai fragedă. După asta am adormit. În zori, auzind un zgomot, m-am ghemuit tot mai mult în stiva de lemne. Era cald aproape ca într-o pihniță. Dacă aș fi avut ce mânca, m-aș fi simțit bine acolo toată iarna. Ca și mine în cuptorul de Ipsos. Nu îndrăznesc să ies de pe șantier. Mi-închipuiam că cucuvaia mă caută pretutindeni cam să-mi smulgă dinții și să mă arunce pradă peștilor. Și că m-ar fi prins dacă ieșeam de acolo. Ascultă, nu mai vorbi de bestia aia bătrână, că mi se urcă sângele la cap. În sfârșit, a doua zi, continuă fata, morfolisem puțin în scoarță de mesteacăn și tocmai adormisem, când aud lătrând un dulău. Sar din somn, trag cu urechea, câinele lătra mereu apropiindu-se de stiva de lemne. O groază mă cuprinse. Din fericire, câinele, nu știu de ce, nu îndrăznea să se apropie. Dar o să râs cuțitarule. Cu tine ai totdeauna de ce râde. Ești o fată bună, totuși. Uite, vezi, acum pe cinstea mea de om, îmi pare rău că te-am bătut. Și de ce să nu mă fi bătut? Pe mine doar nu mă apără nimeni. Dar eu unde sunt? Întrebă Rudolf. Sunteți foarte bun, domnule Rudolf, dar cuțitarul nu știa că erați acolo. Și nici eu. Mie tot una, dar rămâne ce am spus. Sunt amărât că te-am bătut, reluă cuțitarul. Urmează-ți povestirea, copilă, îndemnă Rudolf. Înghemuisem sub stiva de lemne, cum ziceam, când aud câinele lătrând. Apoi a început să chelălăiască și o voce groasă prinse a vorbi. Câinele meu latră, e cineva ascuns în șantier. Trebuie să fie nis ca aici foți, răspunse altă voce. Și, cuțu-cuțu, iată că și-a smute câinele strigându-i. Și-o pe el! Potaia vine către mine și, de teamă să nu mă muște, încep să strig din răsputeri. Ia te uită, se auzi vocea, s-ar zice că e un țipă de copil. Recheamă câinele, oamenii se duc să caut o lanternă, eu ies din ascunziș și mă pomenesc în fața unui bărbat trupeș și a unui băiat în bluză. Ce tot face aici pe șantierul meu, hoață mică? Mă întrebă omul cu glas amenințător. Dragă domnule, mi-a smuls un dinte și voia să mă arunce pradă peștilor. N-am mâncat de două zile. Am fugit de cucuvoaia care, neavând unde dormi, m-am strecurat sub poarta dumneavoastră. Am dormit noaptea în scoarța copacilor, sub stivele de lemne, crezând că nu fac rău nimănui. Iată însă că negustorul începe să-i spună băiatului. Eu nu înghit de-astea. E o hoață. Vrea să-mi fure buștenii. Ha, păcătos bătrân, ticălos bătrân, strigă cuțitarul, să fur buștenii și tu n-aveai decât 8 ani. Era o prostie, pentru că băiatul îi răspunse. Să-ți fure buștenii, jupâne? Dar cum ar putea o face? Dar nu-i mai mare decât cel mai mic dintre buștenii dumitale. Ai dreptate, recunoscu negustorul de lemne. Dar dacă nu vine din capul ei, tot aia e. Hoții cresc copii pe care îi trimit să-i scodească și să se ascundă ca să deschidă poarta altora. Trebuie dusă la poliție. A, dobitocul ăla de negustor de lemne. Sunt dusă la comisar. Îi spun povestea mea, mărturisesc că sunt vagabondă, sunt trimisă la închisoare. Tribunalul corecțional mă condamnă, tot ca vagabondă, să stau la casa de corecție până ce îi împlini vârsta de 16 ani. Mulțumesc judecătorilor pentru bunătatea lor. Doamne, gândește-te, la închisoare aveam ce mânca. Nu mă mai bătea nimeni, pentru mine acolo era raiul pe pământ, în comparație cu podul Cucuvelei. Pe lângă asta, în închisoare am învățat să cos. Dar să vezi nenorocirea. Eram leneșe și hoinară. Îmi plăcea mai bine să cânt decât să lucrez, mai ales când vedeam soarele. Oh, când era vremea frumoasă, în curtea închisorii, nu mă puteam abține să nu cânt. Și atunci, ciudat, tot cântând, mi se părea că nu mai sunt închisă. Cu alte cuvinte, fata mea, ești o adevărată privighetoare din născare, constată Rudolf surzând. Sunteți foarte bun, domnule Rudolf. De pe atunci mi se spunea gurista în loc de hoțoaica. În sfârșit, împlinesc cei 16 ani și ies din închisoare. La poartă o găsesc pe țața de aici și pe 2-3 bătrâne care mai veniseră pe acolo de câteva ori să le vadă pe camaradele mele.
Îmi spuneau mereu că la ieșirea mea din închisoare vor avea de lucru pentru mine. Ha, ha, bine, bine, am înțeles, spuse cuțitarul. Domnița mea, frumosul meu înger, frumoasa mea micuță, îmi spunea țața și bătrânele la fel. Nu vrei să locuiești la noi? Îți vom da rochii frumoase și nu vei avea nimic de făcut decât să petreci. Înțelegi, cuțitarule, că n-a stat cineva degeaba 8 ani în pușcărie, fără să-și dea seama de rostul unor asemenea vorbe. Le-am trimis la plimbare pe aceste prefăcute bătrâne. I-am spus, știu să cos, am 300 de franci la mine și în fața mea toată tinerețea. Și încă una frumoasă, fata mea, spuse cuțitarul. Iată, mi-am spus, am stat 8 ani închisă, vreau să mă bucur puțin de viață. Nu fac rău nimănui, găsesc eu de lucru când o-i termina banii. Și încep să toc cei 300 de franci ai mei. A fost marea mea greșeală, constată Floarea Mariei cu un suspin. Ar fi trebuit înainte de toate să caut de lucru, dar nu era nimeni care să mă sfătuiască. E, ce a fost, a fost. Și cum spuneam, mă apuc să cheltuiesc banii. Mai întâi cumpăr flori, să-mi împodobesc odaia. Îmi plac atât de mult florile. Apoi îmi cumpăr o rochie, un șal frumos și mă plimb pe Bois de Boulogne și pe Saint-Germain, călare pe măgăruși. Cu vreun amorez? Fata mea întrebă cuțitarul. Pe cinstea mea, nu. Vreau să fiu de capul meu. Treceam cu una dintre prietenele mele din pușcărie, de la copiii găsiți. O fată tare bună. I se spunea Rigolet, pentru că râdea mereu. Rigolet, Rigolet, n-o cunosc, spuse cuțitarul, părând că-și cercetează memoria. Cred și eu că n-o cunoști. E o fată cinstită, Rigolet. O foarte bună lucrătoare. Acum câștigă cel puțin 1,25 franc pe zi. Are o mică gospodărie a ei. Așa că de atunci n-am mai îndrăznit niciodată să o mai revăd. În sfârșit, risipind mereu banii, nu mi-au mai rămas decât 43 de franci. Trebuia să-ți deschizi cu banii ăștia o tarabă cu juvaieruri, râse cuțitarul. Zău că am făcut ceva mai bun. Îmi spăla rufele o femeie numită La Lorraine, oița lui Dumnezeu. Era pe atunci însărcinată în ultimele luni și pe lângă asta, mereu cu picioarele și cu mâinile în apă. Îți poți închipui, nemai putând lucra, a cerut să intre la maternitate, dar n-a fost primită din lipsă de locuri. Femeia nu mai câștiga nimic. Ia-t-o dar, gata să nască, fără să aibă nici măcar cu ce să-și plătească un pat cu chirie. Spre norocul ei, a întâlnit-o din întâmplare, într-o seară, la colțul potului Notre-Dame, pe femeia lui Gubin, care se ascundea de 4 zile într-o pivniță unei case ce se dârma în spatele spitalului. Dar de ce se ascundea ziua, femeia lui Gubin? Ca să scape de omul ei, care voia să o omoare. Ea nu ieșea decât noaptea, să-și cumpere pâine. Așa s-a făcut că a întâlnit-o pe sărmana Loren, care nu știa ce să se facă, așteptând dintr-o clipă în alta să nască. Văzând în ce stare e, femeia lui Gubin a luat-o cu dânsa în pivnița în care se ascundea. Era oricum în adăpost. Stai nițel, stai nițel, femeia lui Gubin nu e Elmina? Întrebă cuțitarul. Da, o fată cum se cade, răspunse gurista. O croitoreasă care-mi lucrase mie și Rigoletei. Ce mai? A făcut ce-a putut, dându-i jumătate din pivnița ei, din salteaua și din pâinea ei. Lohan a născut un biet copil firav și n-avea nicio pătură măcar cu ce să-l acopere, ci numai cu paie. Văzând în ce stare e, femeia lui Gubin n-a mai răbdat și cu riscul de a fi ucisă de omul ei care o căuta peste tot, iese în plină zi din pivniță și vine să mă vadă. Știa că mai aveam ceva bani și că nu sunt rea. Tocmai mă pregăteam să urc într-un milord cu Rigolet. Voiam să tocăm cei 40 de franci ai mei, să mergem la țară, la câmp. Îmi place atât de mult la țară, îmi plac pomii, livezile. Dar, hop, vine Elmina. Îmi povestește nenorocirea Lorenei, dau drumul milordului, mă repet până acasă și mi-au rufăria, salteaua, pătura, le pun în spinarea unui hamal și dau fuga la pitniță împreună cu femeia lui Gubin. Ha, să fi văzut cât era de mulțumită biata Loren. Am vegheat-o amândouă și când s-a pus iar pe picioare, am ajutat-o cu restul de bani ce-l mai aveam. Asta până ce a putut să se apuce din nou de spălat. Acum își câștigă pâinea, dar nu izbutesc niciodată să o fac să-mi spună cât îi datoresc pentru spălatul rufelor mele. Înțeleg că vrea să se achite în felul ăsta de mine. De altfel, dacă până la urmă se încăpățânează, mă pierde de clientă, spuse gurista dându-și importanță. Și femeia lui Gubin întrebă cuțitarul. Ce? Nu știi? Se miră gurista. Nu. Ce e cu ea? Vai, nenorocita! N-a scăpat de Gubin. 3 lovituri de cuțit între umăr. Aflase că ea dă târcoale spitalului și într-o seară, când ieșise din pivniță să cumpere lapte pentru Loren, Gubin a omorât-o. De-aia e condamnat la moarte și se zice că va fi ghilotinat peste 3 zile, zise cuțitarul. Tocmai, confirmă gurista.
Și după ce ți-ai dat ultimii bănuți Lorenei, ce ai mai făcut, fata mea?" o întrebă Rudolf. Păi, de atunci mi-am căutat de lucru. Știam foarte bine să cos, eram curajoasă, nu-mi pierdeam cumpătul. Intru într-un magazin de lenjerie din strada Saint-Martin. Ca să nu înșel pe nimeni, spun că de 2 luni am ieșit din închisoare și că vreau să lucrez. Mi se arată ușa. Cer de lucru acasă. Mi se spune că îmi bat joc de oameni. Cum să mi se încredințeze măcar o cămașă? Înapoiindu-mă foarte amărâtă, o întâlnesc pe țața și pe una din bătrânele care se țineau scai de mine de când ieșisem din închisoare. Nu mai știam din ce voi trăi. M-au luat cu ele, m-au pus să beau rachiu și iată, asta e tot. Pricep, spuse cuțitarul. Te cunosc acum ca și cum ți-aș fi fost tată și mamă și ca și cum nu ți-ai fi părăsit niciodată căminul. E, iată, asta e o spovedanie. S-ar zice că te-a întristat, fata mea, faptul că ți-ai povestit viața, zise Rudolf. Adevărul e că mă doare să privesc înapoi. Este pentru prima dată că mi se întâmplă să-mi amintesc de toate astea și nu e deloc vesel. Nu e așa, cuțitarule? Așa e, răspunse cuțitarul cu ironie. Îmi pare rău că n-ai fost rândă șaică într-un bir nenorocit sau slugă la niște vite bătrâne ca să îngrijești de-ai lor. Mie tot una, dar trebuie să fie foarte bine când ești cinstit, spuse suspinând Floarea Mariei. Să fii cinstit? Ho-ho, cu mutra asta? Strigă banditul izbucnind într-un râs gomotos. Cinstită? Și de ce nu cu premiul de virtute, ca să-i onorezi pe tatăl și pe mama ta pe care nu-i cunoști? Obrazul fetei pierduse de câteva clipe expresia lui obișnuită de nepăsare. Gurista se adresă cuțitarului. Ascultă, cuțitare, eu de felul meu nu sunt plângăreață. Tata sau mama m-au azvârlit lângă un stâlp de șosea ca pe un cățeluș de care vrei să scapi. Nu le por pică. Poate că nici ei n-aveau ce mânca. Asta nu înseamnă, vezi tu, cuțitare, că alții să n-aibă parte de o soartă mai fericită ca a mea. Tu ce zici? Dar ce-ți lipsește? Este lucitoare ca Venus. N-ai nici 17 ani. Când scau privighetoare, arăți ca o fecioară, ți se spune Floarea Mariei, și te mai plângi. Dar ce o să spui când vei avea nevoie de mangal la picioare și de o perucă de șinșila ca țața? Ho, n-apuc eu vârsta aia. Poate că vei căpăta în breve de invenție ca să nu ajungi hoașcă bătrână. Asta nu, fiindcă n-am să am o sănătate de fier. De pe acum am o tusărea. Oho, te și văd dusă în dricul primăriei. Că proastă mai ești. Îți vin adesea asemenea idei, Guristo? Întrebă Rudolf. Câteodată. Vedeți, domnul Rudolf, poate că dumneavoastră veți înțelege asta. Dimineața, când mă duc să-mi cumpăr ceașca de lapte la lăptăreasa din colțul străzii Viei Draperii, o văd cum pleacă, în mica ei droagă trasă de măgăruși, și asta mă face uneori să o invidiez. Zău așa. Îmi spun, se duce la țară, în aer proaspăt, la casa ei, la familia ei, și eu mă cațăr singură cuc, în cotețul țasei, în care nu vezi lumină nici ziua în amiaza mare. Tu fii cinstită, fata mea, joacă-le un reng și fii cinstită, spuse cuțitarul. Cinstită, doamne, dar cum vrei să fiu cinstită? Soalele de pe mine sunt ale țasei, îi datorez chiria și mâncarea. Nu mă pot mișca de aici, m-ar aresta ca pe o hoață. Îi aparțin, trebuie să-mi plătesc datoriile. Rostind aceste ultime și cumplite vorbe, nenorocita nu putu să nu se înfioare. Atunci rămâi cum ești și mai pismui o țărancă, spuse cuțitarul. Ce, ai nebunit? Gândește-te că tu strălucești în capitală, pe când ea trebuie să facă terci pentru plozii ei, să mulgă vacile, să adune iarba pentru iepurii de casă și să încaseze vreo câteva scatoalce de la bărbatul său când vine bea de la cârciumă. Iată, deci, una din acele soarte despre care nu se prea poate spune că sunt de invidiat. Dăm de băut, cuțitare, spuse brusc Floarea Mariei după o lungă tăcere și întinse paharul. Dar nu vin, rachiu vreau, e mai tare. Să ia cu vocea ei blândă, depărtând carafa de vin pe care cuțitarul o apropia de paharul ei. Rachiu cu plăcere, așa te vreau, fata mea, ești înfiptă, spuse omul, fără să înțeleagă semnificația gestului și fără să observe lacrima care tremura între genele guristei. Păcat că rachiul are un gust atât de prost. Dar te-mi bată zdravăn, spuse Floarea Mariei, punând paharul pe masă după ce îl golnise cu dezgust. Rudolf ascultase această povestire plină de o naivitate întristătoare, cu un interes crescând. Mizeria, izbeliștea mai mult decât înclinările rele, o pierduseră pe această fată nenorocită.